Bună, Silvia! Înainte de a începe, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, mă ajută foarte tare. Să vorbesc pentru început despre câștigătorii sezonului 8, Marius și Ioana. După cum v-am tot spus și vă mai spun și acum, eu l-am simpatizat pe el. Ea nu prea. Era frumoasă la față, așa cum avea ea botoxată sau cum se zice. Dar mi-a plăcut el așa cum zicea unii că nu știe să lege două vorbe. Vorbele alea care le lega erau niște vorbe drăguțe așa, adică nu jignea pe nimeni, nu vorbea urât, nu vorbea vulgar, dar după cum am înțeles de la el, voia să evolueze, voia să învețe, e dornic și asta și e un pas înainte. Am văzut că a fost la biserica sau mănăstirea Dumbrava, au făcut poze și au făcut, știți cum stă el cu picioarele depărtate, toată lumea îl jignește zicându-i crăcănatul și nu știu mai cum. Păi fiecare stă cum vrea și eu mai stau un pod bine, nu așa crăcănată, dar mai stau și eu dacă vreau. Totuși să te simți bine, eu așa știu. Dacă eu mă simt bine într-o poziție cum vreau să stau, stau în poziția ce mă interesează pe mine, păreri. Da. Am văzut filmulețul care l-au postat, foarte frumos acolo, și cântau, s-auzea muzică, era frumos. Dacă ei s-au simțit bine acolo, asta e important. Te duci unde vrei. Unde vrei, acolo te duci. Faci ce vrei. Nimeni nu are niciun drept să-i judece, să-i condamne. Bine, poți să-i descrii. Poți să descrii pe cineva, că e frumos, că e urât, dar atâta tot, atât, fără niciun fel de răutate. Și eu îi mai descriu pe unul dintre ei, dar tot așa, nu că mă interesează. E doar o descriere, o părere, atâta tot. Pe mine chiar nu mă interesează viețile lor. Interesează viața mea, copiii mei, atâta tot, nepoțica. Munca mea, atâta mă interesează. Nu mă interesează viețile nimănui. Eu sunt bucuroasă că s-au căsătorit, le urez foarte multe fericire și chiar le doresc să rămână. Marius și Ioana am făcut un live la Majestic și București, bineînțeles, și răspundeau la întrebări. Să știți că erau și unele lucruri urâte, dar ei răspundeau. Am văzut că nu dau importanță și foarte bine fac. După cum am mai spus, l-am simpatizat pe el. Erau drăguți, sunt drăguți împreună. Și o întrebau de botoxul, de buze, de toate astea. Alții ziceau lui Agramat că are nevoie de școală și el spunea că o să facă școală pentru că are timp. Pentru educație, să știți că tot timpul poți să o faci. Adică nu e o vârstă, o limită, nu e nicio limită. Și au fost întrebați și de scandalul cu Antonio și au spus că nu vreau să se implice. Și le-a dat mesaj și fanilor să nu se implice în scandalul pentru că nici nu are rost. Antonio, câștigătorul sezonului 7, tocmai luat banii, Marius n-are absolut nicio legătură unul cu altul. Nici nu se cunosc personal, dar când nu cunoști, poți să arunci cu vorbe urâte și după aia să-ți pară rău. Nu e ceva important asta. N-are niciun rost. Absolut niciun rost. Și am mai văzut după aceea pe ei doi la patinoar. Și mi-a plăcut foarte tare. Nu patinau în fotografia care au postat-o cu un mesaj extraordinar. A scris în mesaj, tu ești perechea sufletului meu. Extraordinar de frumos. Au făcut și un live pe TikTok. Înainte de a intra la confesiuni cu Andreea Primera, ea i-a filmat și tot întreba. Cred că pe la sfârșitul anului o să vedem și noi, o să înceapă cu confesiunile. Până atunci au fost și au filmat. Abia aștept să înceapă că vreau să urmăresc și apoi să comentez ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut. Chiar m-am mirat. Ioana e foarte calmă. A răspuns foarte frumos, foarte calm, foarte amabil la toate comentariile. A răspuns și la astea negative. Chiar cineva îi sugera să nu le mai răspund, a spus de ce. Că și comentariile negative sunt tot comentarii și asta poate să-i ajute. Pentru că chiar dacă comentează negativ, înseamnă că îi urmărește. Nu? Așa n-ar fi știut ce fac dacă nu i-ar fi urmărit. Și unii ziceau că e Marius fals, i-au spus că nu e fals. Cu toate că în emisiune atunci i-a strigat toate că e fals, dar era și ea supărată.
Nu știu de ce era, dar era supărată, nu contează, acum sunt împreună, sunt fericiți și se iubesc și asta contează foarte mult. Nu ce a zis ea în emisiune, oricum ce a zis în emisiune nu prea contează, atunci nu prea ești tu, chiar tu cel adevărat. E ca un fel de rol așa. Și chiar spunea că nu ia în seamă pe cei care comentează urât și foarte bine face. Am mai întrebat-o dacă e ceva fals sau real la Mireasa, a spus că totul e real, toate cuplurile sunt reale, deocamdată ea sub contract nu poate să vorbească altceva, n-a luat nici banii, nu poate, n-are voie să comenteze. Ați văzut-o pe Maria de la sezonul 7, a luat banii, ați văzut ce acuzații aduce staff-ului, o să înceapă și ei, dar deocamdată n-au cum, că de asta zic doar vorbe frumoase. Și ziceau, ne-am luat foarte mult hate. Cum e acum vorba aia cu hate-ul. Păi nu știu de ce, ce are, ce au cu ei? O deranjat pe careva? Dacă sunt falși, dacă sunt cum sunt, cum cred unii oameni că sunt, cu ce îi deranjează? Una zicea că te așteaptă fostul și făcea Ioana, nu mă așteaptă nimeni, de ce să mă aștepte? Păi, de ce să o aștept? Cât de zice fostul? E în trecut. Ea e femeie măritată acum, cine să o mai aștepte? A fost 8 ani în relație cu el, destul. Am înțeles că el are altă relație, totul s-a terminat, de ce să o mai aștept? Dar răutățile, da? Mai vorbea de acte, că trebuie să-și schimbe actele ca să plece în Anglia și trebuie să-și facă și el actele, toți trebuie să-și le aranjeze. Și după ce vor pleca, pentru că ea are acte de Anglia, doar că pe alt nume, pe numele de fată, dar acum dacă s-a căsătorit, trebuie să schimbe tot. Buletin, pașaport trebuie în Anglia, permis de conducere în caz care și ce o mai fi acolo. Mai povestea că vrea să facă, poate, nu era sigură, 100%, Revelionul poate să-l facă cu Bogdana și Liviu la Craiova și cu niște prietene, dar încă nu știe sigur. Niște prietene din Craiova, da? Iar știți că a fost la o mănăstire, zicea că mami și tati ei, așa se exprimă, ea lucrează acolo și au trecut cei pe la mănăstirea Dumbrava, parcă sau nu știu, cheamă cam așa ceva. Și mi-a plăcut, era o fotografie foarte cu ei doi și el a scris totul meu, este o declarație extraordinară. Iar TikTok univers apare pe toată platforma. Asta Ioana are doar vorbe frumoase la adresa soțului. Îi spunea că e cald, că nu e fals, că ea făceau că e fals. De unde știu ei? Îl cunosc personal, au stat cu el în casă. Dacă ea nu-l cunoaște, apoi cine? Așa e el. Ea l-a acceptat și cu trecutul lui. Trecutul, de aia zice trecut. A făcut ce a făcut la 18 ani, la 20, are 28 de ani, vrea să-și facă o familie și foarte bine face. Ce mai avem noi cu ce a făcut el? Cum am tot spus, toți avem un trecut de care poate nu ne mândrim cu el. Da. Toți avem. Dar ce importanță mai are acum? Nu mai are nicio importanță. Sunt căsătoriți, sunt bine. Asta e important. Și tot el a mai scris un mesaj care mi-a plăcut foarte mult. Scria, mă îndrăgostesc zi de zi de tine. Asta iar e foarte frumos. Și ce mi-a mai plăcut, că a întrebat ce înălțime au, ia 1,60 m, el 1,80 m. Așa că nu e nici ea prea scundă, cum îi zice, 1,60 m am și eu. Și nici el nu-i chiar prea înalt, de zice plop. Răutăți, cum spuneam, doar răutăți. Ioana zicea că trebuie să-și schimbe actele, că vă dați seama, a trecut pe numele lui și toate actele le are pe numele de fată, ca să poată să plece în Anglia. Ea are totul, bineînțeles, a stat atâta timp acolo, Marius nu are, o să-și le facă și el, și vor pleca în Anglia. Iar au fost întrebați și unde vor face Revelionul, a spus că la Craiova, posibil cu Bogdana și Liviu și cu prietenii ei care niște prieteni în Craiova, dar nu e 100% sigur, depinde și de ceilalți, normal. Ei doar vor să facă.
Iar referitor la mănăstirea unde au fost, Dumbrava, parcă o chema, zicea că lucrează mami și tatei ei, cum zice ea, îi place să zică mami și tatei ei lucrează acolo și au trecut și ei. Am văzut și eu ce au postat, frumos loc, frumos. Bisericile, mănăstirile în general sunt locuri în care, dacă vrei să ai liniște, te simți așa foarte bine. Eu știți că nu mă duc la biserică foarte rar, foarte, dar nu mă duc când e multă lume. Am biserica exact față-față cu casa mea, una dintre biserici. Aici sunt foarte multe. Și mi-a plăcut foarte tare, era o fotografie, el a postat-o, cu ei doi, parcă se sărutau sau cam așa ceva, și scria totul meu. E o declarație extraordinar de frumoasă. Mie așa mi s-a părut că e o declarație foarte frumoasă. Când cineva zice că ești totul pentru el, înseamnă că nu mai are nevoie de nimic decât de tine. E frumos. Că de asta zic, eu i-am simpatizat pe ei doi. Așa stângaci cum e el, așa cum a gramat, cum îi spun alții, eu nu i-am spus niciodată așa. Îi un băiat simpatic. Mi-a plăcut de ei. Așa cum plăcut. Nu m-am pierdut, nu m-am pierdut. Abia ce m-am regăsit. Nu închid gura, lasă-l să vorbească ce vrea să vorbească, că eu nu. Îți mai trebuie câțiva ani de școală, ce să facem? Asta e, eu pot să fac. Am de școală și să acum. Să vă iubiți. Și o să și fac. Căpia, nu știu ce. Nu îmi scris de viață. Inimioară! Nu mă interesează. Păcat de Ioana, zice cineva. E, ce să vezi, te cam oftici. Nu, Petre, eu rog. Când mai filmezi? Păi depinde. Nu fiți rău, ce să filmez? Cred că o să mai fim invitați la filmări. Cred că când... Ana... Dar nu mai dați asta. Vă pup, Cosmina, te pup. Da, l-am văzut cât de... Păi, după ce am ieșit din emisiune... Cristina, te pupă, măi. De ea... Mă resești un băiat cu suflet de aur. Mulțumesc frumos că vedeți asta. Și cam bine. Mie mi-ar fi plăcut să păstrez legătura. Și Ioana e. Da, nu, nu fiecare. Amândoi ne-am ales pentru că avem un suflet de milioane. Nu mai citi până doar rău. Bună, frumoșilor, ce faceți? Da, nu le mai citi. Cât ți-ai pus în buze, arată bine. Mi-a pus zero. Hello from Dublin. Oana, te pupăm. Hello. Welcome to our life. Aveam niște buze pe bune, deci chiar... Vlog pe YouTube nu faceți. Înțelegeam oamenii care vă criticam că aveau niște buze. Nu știu, să vedem. Sunteți la Iula Majestic, întreabă o fată aici, Cosmina. La Majestic suntem aici, nu? Am urâșet, nașpa, știu, da? O știi pe fata asta, Cosmina Vatu? Vatu, da, e la Dinoc, nu Mureș. Zice dacă suntem la Iula Majestic. Da, suntem la Majestic. Două suflete frumoase, zice Lilian. Te pupăm, Lilian, așa este. Am fost la ea, la Solar. Și suntem căsătoriți, avem același nume, suntem o familie. Sunteți foarte frumoși, mă bucur că ați câștigat și sunteți haioși amândoi. Mi-a plăcut râsul tău. Mulțumim din suflet. Și pe mine m-a cucerit de când a început să râdă prima oară. Am simțit că mă topesc. Nu am zâmbet. Unde sunteți acum, copii? Nu mă mai minți. Pe la Iud. Mulțumim, Petronel. Avem 32.000 de aprecieri. Și 17.000. Mai intrați la Ioana puțin și dați tapuri la ea, vă rog să facă și ea 30-50.000 de aprecieri. Dar eu nu vreau să fac aprecieri și urmăritor, lasă-mă. Nu, lasă că știu de ce, e un algoritm care funcționează TikTok-ul. Eu nu mai intru live, nu mai face, că eu nu mai intru. Ce fain sunteți, îmi plăcea foarte mult când râdea Ioana. Da, și mie îmi place. Ba, nu mă mai râde. Și îmi place cel mai mult că o aud zilnic, cum râde și cum chicotește așa. Toți la Ioana, da, stop. Ce faceți cu banii? Întreabă cineva. Eu cred în fiecare cuplu. Eu cred că fiecare a fi meritat. Noi am avut noroc, sincer. Dar cred că fiecare a meritat. Dacă nu vrei să faci mai pe TikTok, nu vreau să fac. Dar nu știu când mă mai vei să... Da stapuri. Dacă vedeați fața Biei când ați câștigat, ziceai că e speriată de bombe. Frumoși mei. Salut, cata să ceau, salut. Noi vă vrem pe live aici. When are you coming to Dublin, guys? Dacă asta e părerea ta, eu ți-o respect. Ioana, nu fi tristă. Right now, we are dealing in the... Eu înțeleg pe fiecare și nu condamn. Că și eu, de exemplu, înainte să intru în emisiune, am avut total o altă părere. We're supposed to make the new ID card and new passport for my wife. S-a comportat extrem de frumos cu mine și mi-a schimbat părerea radical și mi-a dat seama în emisiunea asta că nu-i bine să critici, nu mă calde, nu mă copertă.
Fiecare om frumos în felul lui. Voi dacă mă jeniți pe mine, credeți-vă că nici nu mă ajută, nici nu mă întristează, pentru mine e egal. M-am bătut. E o golancă asta. Da, e româncă. În legătură cu tatuajele pe care le am, ca să-ți răspund și la întrebare, nu sunt cea mai mândră cu deciziile pe care le-am luat. Yo, are 400 de oameni aproape, fata asta și frumoasă. Nu mi-aș fi dorit. Te pup. Te pupăm, Cătălin. Ceau. Și nu sunt cea mai mândră de tatuajele pe care le-am făcut. Probabil că duceam lipsă de atenție, că alte explicații nu-mi găsesc. Dar dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu l-aș mai face. Știu că-s vulgară. Se simte mai bine dacă vorbesc scurt. Fiecare să vorbească ce vrea. Uite, de exemplu, ne trimiteau susținătorii Cristina, rând rău, videoclipuri, da. Oamenii care ne vorbeau. Cristi Tiberius, te salutăm. Dar, știu pe Cristi, te pup, Cristi. Putem să oferim același lucru în schimb. Fiecare are dreptul să-și pună punctul din de vedere. Din TikTok o să trăiți, Ioana, parcă ziceai că nu e, ce să zicem, te arde pe tine mintea de ce poți să fii, ce o să trăim noi. Nici nu-ți pasă, de ce mă întrebi asta? Asta mi-aș dori. Mulțumesc de tapur, Cristi. Te pup, sărbători fericite. Dar nu mai faceți agramadru. Băi, voi oameni, voi vă credeți atât. Mulțumesc, mulțumesc. Voi nu aveți greșeli. Ai înviat, da, păi am fost. Salutări, numai bine. Cristi, am fost la emisiune la Mireasa. Ea este soția mea, Ioana. Vino iubirea aici, dacă așa, dar mă vede. Da, știu. Nu am cum să schimb asta, n-am cum să mă lungesc picioare. Mă bucur mult că sunteți câștigătorii emisiunii. Te pupăm, Cosmina, te pupăm. Păi, te îmbrățișăm. De minunați, mulțumim frumos, vă iubim. Mariana, frumoșilor, te pupăm. A dezactivat acolo, ia uite numele. Am văzut că mama se uită la voi. Vă salutăm și pe mama ta, Cristi. Vă îmbrățișăm pe amândoi. Ce cu răutățile astea, nu te mai luat după ce zic oamenii? Eu am asociat emisiunea Mireasa cu Legiunea franceză. Am fost în Legiunea de la Buftea. Legiunea pentru sentimente, așa am simțit. Mi-a prins foarte bine și a fost o experiență foarte, foarte plăcută. Și staff-ul s-a purtat foarte frumos. Ea, în esență, e un om bun. Și Daria, la fel. Îmi dai accept la cerere. Eu am fost ca un burete care am absorbit foarte multe chestii de acolo, foarte multe chestii bune. Nu, mama, ești super. Dar nu mă s-a obișnuit cu atâtea complimente. Lasă-i, Ramona, să zică că nu mă afectează. Eu sunt tot ceea ce nu pot ei să fie. Știți voi replica mea? Da, el a fost mai plăcut decât am fost de plăcut. Eu am făcut, nu e eu am făcut ceea ce nu meritat să cred. Poate nu meritam. Eu am urmărit emisiunea pentru voi. Mariana, mulțumim, te pupăm. Bia, Bibi, mi-a dat aici o inimă. Iuhu! Ești super, fetiță, vă mulțumesc din tot sufletul. Andreea zice bună, bună, Andreea. Nu am vorbit de nimic. Tap toți, tap. Mi-a place să, într-o seară, dacă vreți, o să... I am Diana Skousen from season... Ok, Oana, I'm gonna follow you. Ceea ce s-a întâmplat. Iubire, o știi pe Diana din sezonul 7? Nu știu de ce. Oana, femeia acesta vălean, este verișoara Dianei din sezonul 7. Ah, ok. O pupăm. Dă-i follow. I-am dat. Petronela, mulțumim de șosete. Nu, păi de ce să vorbesc? Eu am destule probleme. Mama, are 400 de oameni. N-am nicio șansă contra soții mele. Nu. Mulțumim de follow. Păi nu mă poate plăcea toată lumea. Gândiți-vă că sunt susținători ai altor concurenți care vin și îmi zic că sunt falsă sau ipocrită sau cum își doresc ei. E normal să nu mă Marius, ție trebuie un loc unde să fii doar tu cu Ioana să poți să urli ca lumea, da, știi. Georgiana, dacă nu crezi în relația noastră, atunci îți respectăm părerea și nu ai decât să-ți o menții în continuare. Cei mai iubibili. Noi suntem cei mai iubibili unul pentru celălalt. Eu dacă... Dacă Marius s-ar aminte să te prețuiesc. Ioana nu e așa. O să ne prețuim unul pe altul. Dacă Ioana n-ar fi fost așa cum este ea ca femeie. Mulțumesc din suflet. Mie mi-era greu să mă îndrăgostesc. Foarte, nu foarte greu. Frumos, că lumea zice, da, e așa de frumos să iubiți, oamenii, să iubești sentimentul ăsta. Faceți-l cum... Isterică, că am probleme la cap. Toată forța voastră și din toată existența voastră și luptați pentru ceea ce iubiți, că e cel mai frumos sentiment și cel mai divin lucru pe care puteți să-l faceți în viața asta.
căciuliță, Crăciunița mi-am... Dar nu mai dinu-le mai cadouri, că după aia iară se postează videoclipul ăsta și zic oamenii că am intrat pentru bani. Eu nu mă supăr dacă te trimiteți. N-am mai putut! Dați TikTok Univers, apară pe toată platforma. Nu mai. E, deci lasă-mă, iubire, că eu glumesc cu oamenii aici. La lecții de moralitate. De aia nu mai pot eu că se supără alții când ne primim noi cadouri. Ce mai perfect om. Adela, ce faci? Adela este prietena mea. Și Il. Nu zice de Dori. Nu, a câștigat dragostea. E frumos să stai aici de vorbă cu oamenii. Eu te-am susținut pe tine, dar când ai făcut cuplu eu nu. Eu să pun apreciez că ești aici în chat și că mi-ai lăsat comentarii și că din moment ce ai pierdut un minut din viață să-mi lași un comentariu înseamnă că te-am mai acolo la suflet și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Inima înflăcărată, uite, a 50 de inimi am pus la obiectiv. Marius, can I ask you questions? For sure. Ask me. Copii frumoși, Ana, vă pută. 150 de oameni. Mulțumesc. Ați câștigat datorită voi, am câștigat. Și da, Andreea, nu rezistăm și ți-l dăm ție. Falsă și așa. Voi, îl iei tu dacă e. Prostești o persoană, două, trei, dar nu un număr atât de mare de oameni. Nu trebuie să vă intereseze pe voi ce vorbesc ceilalți. Voi care vă uitați la noi, nu sunteți proști. Totdeauna supărăt și contra. Nu poate astupa nimeni în gura omenirii. Ioana spune că nu-ți place să stai de aia. Dar era cum vroia eu. Mulțumesc, Petronela, am făcut obiectivul, mulțumim frumos. Problema e că nu mai am bateria la telefon, o să stăm decât pe TikTok cu Ione. Sunteți tare premiu deloc. Ba din contră. Singurii care au luptat foarte, foarte, foarte mult pentru am aplaudat când ați câștigat, ce frumos. Dragilor, v-am arătat inelul și primite la Marius. Și asta e inelul soacrei. Noi pe care l-am câștigat. Ne-am luptat pentru relația noastră și pentru iubirea noastră. Marius, de ce stai la fiecare? Așa stă el. Nimeni, cu noroi, n-am încercat să tragem pe nimeni. Oana nu mai băga răutățile, înseamnă nu le bag. N-am făcut nimic de genul ăsta. Misiune, am câștigat, o să devină TikToker și o să doneze lumea. Te bucuri, n-am mulțumit că nu fiți răi, vă rog din tot sufletul meu că nu o să mai intru live dacă mai vorbiți urât. De unde știi mă, te-am așa puțin. Ați ofticat mulți oameni când ați câștigat. E normal să fi fost oameni ofticați, pentru că sunt grupuri de oameni care au susținut alți concurenți. Și e normal. Dar credeți-mă din suflet că m-aș fi bucurat pentru oricine. Eu nu m-am așteptat să câștigăm nici 1%. Băi, eu ce am simțit, am zis, am fost o mare nesimțită și o mare bădărană, că am zis atunci când m-am certat cu Marius, nu mai știu, eram afară și am zis, bă, că am ei susținător, n-a fost frumos din partea mea. Dar efectiv, dacă eram o persoană falsă, păi cum ziceam? Nu ziceam asta niciodată, nu? Marius Ungolan, ce faci? Era cuiva inelele. Inelul soacră și ce mai faci? Locuiți împreună, da, Florin. Ai dispărut, am fost la emisiune la Mireasa, 3 luni jumate, Eliana, te pup. Ăștia vor să nu mai intrați așa că lumea vorbește, păi lumea nu ne vrea, uite, lumea mă ceartă că de ce am intrat live, că am zis în emisiune că eu nu intru. Mulțumim frumos, vă pupăm. Mi-a plăcut mult declarația lui Marius, da, a fost foarte inspirat. 400 de oameni. Miloaga, te pup. 25. Marius, știi tabla mulțimii. Mulțumesc, Eliana. O învăț acum. Până eu, Ioana Sfânta, Georgiana, te pup. Oricum, până las bani timp de 6 luni, vă da. Cel mai autentic, da. Ioana, stai că tu mi-ai scris, vreau să dau follow. Sunt însurat acum, Eliana. Că tu ești susținătoarea noastră. Petronela ne-a trimis un corgi. Mulțumim. Te pupăm. Ia, uite, parcă nu-ți plăcea TikTok. Unde stați? Mulțumim, Petronela. La părinții mei stau. Ți-am dat și un follow. Ai avut cel mai original și cel mai profund jurământ. Păi, eu am zis așa de la bun început. Nu mai am baterie. Dacă voi sunteți fericiți și cel mai important, puțin contează ce îți place ce grăcănastă Marius. Îmi place totul la el. N-a să lăsa cum se simte bine. Dacă el așa se simte bine, voi ce treabă aveți? Până vă intră premiul, nu avem ce să mâncăm, ne-ai trimis susținătorii. Ne-ai trimis susținătorii bani și... Ne cumpărăm de mâncare. Doi oameni minunați, vă pupăm. Vreau bravo, să zic Ioana. În legătură cu jurământul ăla. Când am auzit că trebuie să fac cu jurământ sau să promit chestii, prima discuția mea cu Ioana a fost, eu nu cred în asta și nu sunt adept la jurământ. Iar am pierdut. Stai că mă duc afară și nu se mai aude ce vorbim. Stai acolo și facem invers.
Foarte frumos și mulțumim. Doamna Mireta, țineți legătura. I-am scris, am sunat-o și nu ne-a răspuns. Ioana Marius este un excrop. Nu mai vorbi așa. Acum nu mai e prost și măgar. Noi folosim anumite jargoane pe care poate voi nu le înțelegeți. Dar Marius nu este niciun prost, niciun măgar. Asta așa, informativ. Tot ce spun haterii, voi sunteți și în video chat. Eu n-am știut că există oameni atât de răi până să ies din emisiunea asta. Pe bune, chiar nu am crezut. Mulțumesc frumos pentru fiecare comentariu bun. Rodica, te pupă. A trebuit un moderator. Mami bun, eu nu am nevoie de moderator, că eu nu sunt aici TikToker să intru în fiecare zi. Pentru mine e ok, lasă că mă jură și eu dorm la fel de liniștită de seară. Eu nu sunt vedetă aici să am nevoie de moderatori. Lasă să mă jure și haterii, că nu mă deranjează. Ce moderator? Lăsați-mă în pace cu moderatorii aici. Ce să fac eu cu moderatorii? Briata, prietena ta a făcut o stare cu mine în chat, cu noi și altele. Manu, ți-am dat follow. Îmi povestești mai mult pe după. Până la urmă, spune, stați împreună, după te duci. Pe UK și Marusica. Nu-i băgat seama, suntem medios ca să câștigă. Eu nu doar noi am câștigat, măi oameni, toată lumea a câștigat. Îți pot da susținătoarele tale, că știu mai bine. Ioana, ignoră-i, fată, bun, mulțumesc. Să se audă. Păi l-am oprit pentru că... Eram înăuntru și era... Dați niște conotații aici foarte... Suntem acasă, suntem la mami. Suntem foarte bine. Era doar să stau cu ei. A fost astăzi să... Primesc de la primărie nu știu ce foaie ca să-mi schimb buletinul. Lăsați-o pe Dana, că am vorbit. Zilele următoare o să mergem să fac pașaport. Și trebuie să vorbesc cu managerul meu să vedem Constanța, ce se întâmplă cu munca și să văd cum pot să fac actele la Marius, dar nu o să plec fără el, adică dacă asta necesită să pierd resettle-ul în UK, atunci o să-l pierd și o să vedem, o să mergem altundeva, o să facem altceva. Da, trebuie să-mi fac și eu pașaportul, trebuie să mă ocup de asta mâine. Sunteți un cuplu minunat, vă pup, vă mulțumim. Doamne, el a fost mama adoptivă în emisiune, da, exact. Unde lucrez în UK? În UK lucrez la... pentru o companie din Amazon. Pentru o companie din Amazon de livrat pachete mari. Frigidere, aragaze. Să mergem de 50.000. Dar stai, am fost de 100.000 de oameni. Tot, dar chestii de-astea super grele. Și eu sunt geamă. Eu mă duc cu șoferul și îl ajut la livrat. Bravo. Și când avem, de exemplu, shed-ul sau bulabusul, de asta ajut la instalat. Pun pe tine, Petru. Ales și bulapuri. Ia stați. Asta făceam un antre. Marius, chiar nu merită să bagi în seamă. Caută că arunce cu rotăți de infusare. Da, chiar nu mă implic în acest comentariu. S-a specificat că interesează. Sunt jumper, că oamenii nu înțelegeau ce e la jumper și tradus în română, nu știu, ajutor, helper. Stați un pic să găsesc. Dar pentru cine? Cine m-a întrebat cu ce mă ocup? Am spus, n-am făcut un pic să văd unde era cum. N-am făcut lucruri obscene, că dacă se făceam lucruri obscene, cum ar fi fost videochat și de asta s-ar fi auzit. Am lucrez de la 18 ani, oameni. Ok, eu nu mă pricep. Ah, ok. Avem amintea. Moderatori. O să vorbesc, să vedem cine vrea să stea cu mine. Ca și moderator aici. Eu oricum aveam, că mai făcusem TikTok înainte, aveam câteva moderatoare care intraseră mai devreme pe mine. Voi credeți că dacă aș fi făcut Bianca, din astea nu s-ar fi... Mamă, uite la Mireasa, nu s-ar fi găsit, acolo s-ar fi găsit. Mamă, și ți-a făcut și tine. Mulțumesc.
Ia, 700, i-a dat și ei contra. Lavinia, mulțumesc. Lavinia, nu mai da, te rog, din tot sufletul meu, nu mai da. Am câștigat. Nu mai da cadouri de astea, că după oamenii ăștia zic că de asta am intrat. Bună, Lavinia, eu te pup. Cred că nu m-am auzit. O fată mică. S-a auzit de... Deci eu mi-am dorit atât de mult să câștig, dar n-am putut. Bucurea nu a fost mai bună ca mine. Ce? N-am putut. Ce să fac? Atât s-o putut. Eu zic să nu mai intrați live că le sunteți antipatici mândura. E, da. Pe TikTok aici. Ați primit mănuși. A, avem ori 5 cu mănușile alea, aveți grijă. Eu n-am făcut lucrul. Dacă știți să le folosiți. Marius, nu, noi nu trebuie să-l judecăm pe Marius. Marius a făcut ce-a vrut el să facă. Și face parte din trecutul lui și... Atât. Nu vorbiți așa, măi, oameni. O iubesc, mă, uite ce frumos vorbește. O iubesc. Te iubesc, iubirea mea, te iubesc. Te iubesc, Ioana, te iubesc mult. Mulțumesc din suflet. Iubirea mea, te iubesc. Nu mă aude. Mulțumesc la Dumnezeu că ați câștigat. Și noi vă mulțumim și vouă și lui Dumnezeu că a fost. Toată lumea critică de greșelile noastre de exprimare, dar sunt convinsă că dacă ar fi mers ieri la emisiune, datorită emoțiilor și camerelor, ar fi fost minunat. Trebuie să se închid acum pe Marius, că după aia nu ne mai auzim. Iubirea mea are să mă călcăm mai tot. Da. Și nu mai am nici bacterii multe și mai pot de frig. Marius a făcut ce-a vrut, dar tu, fetiță, nu mai ești pe ei. Eu o să închid că nu mai am baterie, o să ne mutăm la Ioana. Are 500 de oameni. Bravo, iubirea mea. Bravo. Te iubesc. Petronela, mulțumesc pentru bateră. Nu mai vorbiți, vă rog, din sufletul meu, nu mai vorbiți, urât. Iubirea vinge mereu. Nu mai face. Eu m-am supărat atât. Și tu mai 20. Oamenii mă criticau și ziceau că eu nu-s fals, că eu nu-s reală. Când eu efectiv făceam tot ceea ce simțeam. Nu, da, acum, Petronela, dacă nu vorbeam pe bune, dacă nu vorbeam și ce trebuia și ce nu trebuia, eram tâmpită rău de tot. Trebuia să tac uneori și să fiu mai rezervată. Că eu vorbeam toate prostiile posibile. Eu mă auzeam în următoarea zi pe material și ziceam, Doamne, cum am putut să vorbesc prostia asta? Și eu am pățit de multe ori. Unde sunteți falși? Nu, păi dacă tu zici asta. Păi tu ce faci, Pedi? Bia, Bibi, mulțumim. Acum v-ați convins părinții că nu v-au votat. De care tu vorbeai atât de frumos. Părinții mei ies tot pentru mine. Cu aberațiile voastre după aici. N-am nicio legătură cu frig, susținătorii mai frumos, noștri. Adică te iubim. Habar n-aveți ce fel de oameni sunt susținătorii noștri. Du-te la Zaza. Am fost la Zaza, dar am venit aici că am stat și acolo destul de mult și mi-a scris Cătălin să ne vedem la o cafea și am zis că dacă am stat atât acolo, hai să schimbăm localul. Că ne-am plictisit. Acum mergem să mâncăm, mergem până la capitol. Petre Mirela, te pup! Salut familia ta! Iară mă bate, oameni, ce mă tu bate omul ăsta? Sărbători fericite vreau să vă urez. Să fiți fericiți și să vă iubiți. Mulțumim din suflet. Nu vezi și mult împreună. Sărbători stau ascuși prin buncăre. Ioana, el e falsul. Susținătorii noștri sunt foarte bine. Nu-i fals. Nu-i fals. Da, nu-i nimic, lasă că e foarte bine, Petronela. Te pup și eu. Tatălui Ioan... Eu sunt genul de persoană care îmi complic, de obicei îmi complic destul de tare viața. Și nu-mi plac lucrurile pe care le obțin ușor. Sunteți milionați. De ce nu stați? Nu ne jignește nimeni. Vidocea îți scrie pe tine, niciodată. Nu băgăm în seama. Doamne ferește, auzi că Vidocea. Vă iubesc, zice Marius Marin. Te mulțumim și noi, te iubim. Nu, Monica, cum sunt? Au neuron prăjit. Ce? Mor. Neuron prăjit. Nelsi, a fost bun asta. Pentru ce fiți sănătoși, vă iubim mult. Nu au dormit nopți și au stat la aplicație. Mai țineți legătura cu doamna păi, Mirela. Păi în timp ce voi stăteați și făceați hate răspuns pe internet și vă dădeați cu noroi în unii și în alții, și v-ați ocupat să fiecare, exact, Mariana. Asta ziceam și eu în emisiune, când am avut atunci ocazia să vorbim cu susținătorii. Am zis, băi, nu, eu nu sunt genul de persoană, dacă tu mi oferi răutate, nu o să-ți oferi niciodată aceeași... S-a văzut și la live-ul de pe Facebook. Același lucru pe care tu mi-l oferi. Luna de miere unde? Lasă-mă, fată, cu luna de miere, că nu avem bani de luna de miere. Mulțumesc. Ce să ne cumpărăm casă. Le-am spus susținătorilor să nu intre în
războiul ăsta și în ești foarte prostia aia de rea, ai vrut să scrii contre de campanie electorală. Dacă asta e părerea ta. Sau să ne ridice nouă, să votați, nu știu ce, nu știu ce. Și să ne vedem. Mare și Ioana v-au stins becul. Într-un când mod veniți la Cluj. Zilele astea venim la Cluj asta. Pentru că trebuie să mă duc să-mi iau diploma de make-up și de gene. Bine, acreditată. Am o mătușă pe care trebuie să o vizitez. Închid, că și la fine ați mulțumesc din suflet. Aș fi câștigat. Mersi mult, mult, mult. Puc tare, mersi mult. Marius, tu ai fost foarte eu cred că ți-e place de el, dar nu. Nu trebuie să băgați în seamă răutățile. Și eu sunt convins că au fost mulți oameni care nici măcar nu au fost pe grupuri. Nu știu cum a apărut pe din afara emisiunii. Chiar votat. Nu știu cum a apărut. Au fost foarte mulți oameni, credeți-mă. V-am votat, felicitări, mulțumim din toată inima. Ți-am văzut pozele, stă mulții foarte frumos cu părul vopsit gri. Nu intre în comentarii și în chestii de genul. Nu am avut unde să mă duc să mă vopsesc. Am un păr ca și o mătură în cap acum. Efectiv, nu mai știu cum să-l aranjez, pentru că mi l-am aranjat în emisiune, l-am ars rău de tot. Trebuie să tun din el. Trebuie să-l vopsesc. Dar n-am avut cine să mă fac acum, că e închis totul. Dar o să mă ocup și de asta. Și unghiile, am unghiile horror. Da, am fost, am prieteni și la Bacău și la Iași. În viața mea n-am avut așa unghi mari. Am prieteni mulți moldoveni Iași, din zona de Iași, da. Unde lucrează Marius? Nu lucrează Marius. Nu lucrăm, momentan nu lucrăm. Păi avem bani, n-avem nici ce să lucrăm. Glumesc. Glumesc, am făcut o glumă. Vezi că mie nu-mi place să vorbești așa. Oricum eu ies, gata, că nu mai am baterie. Intrați la Ioana. Am ieșit. Mulțumesc, Veronica. Gata, bravo, Marius. Da, bravo. Ia, cât-ți ia. Eu am fost în grup și v-am votat mereu. Mulțumim din suflet. Nu să fumi și o țigară. Lasă-l, Ioana. Mergem să vă las un pic aici cu soția. Să nu vă purtați urât cu ea, că mă supăr. Lasă, că nu se poartă nimeni urât cu mine. De ce să se poartă urât cu mine? Câte persoane? 545, 553. Vă iubim, vă pupăm. Frumos sunteți. Mulțumim, mulțumim tare. Dacă vă place de noi și vreți să vedeți ceea ce postăm în fiecare zi, vă așteptăm pe Instagram. Încă o dată a câștigat falsitatea. Noroc cu mireasa. Băi, să știți că am avut noroc cu mireasa. Și e o emisiune foarte faină și vă recomand tuturor care vreți să mergeți să vă înscrieți. Mie inițial mi-era rușine, mă gândeam, mă duc acolo, ce naiba fac, cam trag de camere, ce naiba fac eu dacă mă duc acolo, cu oamenii ăla cât îți de tâmpită, mă expediază rapid, în 2 săptămâni mă trimit acasă și am și fost de altfel în cursa de eliminare. Mai rusică. Când îți dai jos aparat de dentar, nu știu când îl dau, dar abia apuc să scap de el. Că toată lumea zicea, mamă, ai sârme în gură, ai sârme în gură, păi ce să fac, oameni buni, că eu nu sunt perfectă. N-am foarte multe imperfecțiuni. Într-adevăr, la vine, nimeni nu a fost fals. Credeți-mă pe cuvânt că fiecare cuplu a fost autentic și niciunul n-a fost fals. Credeți-mă. Chiar dacă am avut divergențele pe care le-am avut cu Bia, cu Daria, niciunul n-a fost fals. Inițial, la început, într-adevăr, nu am crezut în cuplu Daria și Adrian, dar am și spus lucrul ăsta în față, adică nu m-am dus să povestesc prin alte camere. Dar mi-a schimbat părerea, mi-am dat seama că fata asta ține la el în momentul în care Adrian a părăsit emisiunea. Și e o fată bună, e o fată foarte bună. Ce mai frumos și la real. Acum, mulțumim din tot sufletul nostru, mă bucur că vedeți lucrurile așa, dar sunt persoane care nu cred în noi. Și dacă nu cred în noi, eu personal nu știu cum aș putea să vă conving. Ce frumos erați la patinoar. Să știți că și în legătură cu patinoarul, eu ai distribuit la eu. Și acolo ne-am luat un mare hate. Ne ziceau oamenii, ai că v-ați dus la patinoar, că aveai colanții trași până în gât. Voturile sunt. Nu știu, n-am mai apucat să citesc. Nu sunt deloc. Credeți-mă pe cuvânt că nu sunt. Tot e 100% real, tot ceea ce se întâmplă. Nu mai merge în Anglia, ba, da. Ce înălțime ai? Am 1,60 m. Sunt mică, dar nu pot să lungesc picioarele, că las lunții. Da, iubire, aici. Sărut, mână. V-ați luat multe, ne-am luat foarte multe. Da, Marius e aici. Să nu mai fiu cu el, ce întrebarea asta, ce ai?
Te așteaptă fostul, nu mă așteaptă. De ce să mă aștepte? Că nu are pe cine să aștepte. Ce frumoasă ești. Mulțumesc. Te pup. Aș vrea să tac, dar nu mă pot abține, jur. Păi spune ceea ce simți. Stă la tine, ai de gând să... Ai de gând să-l întreții? Te rog, Valentina, te rog eu mult de tot, nu mai vorbi așa. Ce planuri aveți după sărbători? Așteptăm să ne facem actele, să aplicăm pentru actele de UK. Și după probabil o să mergem în Anglia. N-ai ca nimeni ales. Draga mea, nu ești tu în măsură să-ți dai cu părerea, crede-mă. Tu nu ai acte, ba da, eu am acte, am acte de UK, doar că trebuie să-mi schimb buletinul și pașaportul ca să pot să merg în UK, având în vedere că mi-am schimbat numele. Marius nu are acte. Și dacă nu o să le putem rezolva, atunci nu o să mai merg în UK, că n-am ce să mai fac în UK. Mame bună, sunt femeia, e măritat. Nu-mi lasă-ți aici. Ce voce de mironosiță ai? Schimbă frecvența, schimbă, mută, dă scroll. De Roleon, ce veți face? Băi, cred că o să ne întâlnim cu Liviu, cu Bogdana, cu niște prietene de-ale mele din Craiova. Bravo, e frumos. Falso, te pup. Blochează pe cei ce vorbesc urât. Da, eu nu-i blochez, că și hate-ul negativ e tot o reclamă. Vali, nu intru aici cu oameni necunoscuți. Faceți la Craiova. La Craiova sau în București, încă nu știu. Exact, să vedem. Ești superbă, mulțumim. Am revenit. Bravo. 750, măi. Ești frumoasă, mulțumesc din suflet. Ai fost foarte frumoasă la TV și la fel de frumoasă ești și pe live. Ai o voce caldă. Mulțumesc. Asta este, de vocea asta m-am îndrăgostit. La lupada veche nu îți mai place? Ce, ba da, apoi acolo stăm, ce crezi? Ești o fată frumoasă. Chiar este, da. Am fost la mănăstire, da. Păi mami lucrează la mănăstire și mami și tati. Și ne-am dus să vedem ce lucrează, să vedem mănăstirea. Am vrut să mergem inițial la biserică, da. Și mami a zis că hai să mergem acolo, ieșise de la muncă și ne-am dus. Cosmina. În realitate e frumoasă, e și fotogenică, și frumoasă, și călduroasă. Cosmina e din Ocnamură și ne o cunosc. Ioi, și să vă spun ce frumos cântau copiii aia, că colinde, deci mi-au... Doamna Veronica este mama... Doamna Veronica este mama lui Adrian. Adrian, mami! A, nu! E mama mea! Nu, Veronica, Andreea, pe Andreea o știu. Îl cunoaște pe Adrian și ne-a spus să rămână mama lui Adrian. A, tu nu vrei reclamă. Lasă-mă, fată, îmi pace cu reclamă. Bună, bună. Frumoșii mei, te pupăm. Virează, a. Abar n-am când ne virează premiul. Uite ce buze distruse. Ia spec studio? Nuntă religioasă, o să facem nuntă religioasă. Cu cine țineți legătura? Vă tot am văzut și noi vă dorim. Dă-te-mi pe mine așa. Scuze-mă, te rog. Ia ce sprâncenie am. Pe Marius nu ne lași să-l vedem. Eu, oricum e foarte frumoasă și adresa. Am cer scuze, nu mi-am dat seama. Nu. Oricum nu te putem să facem așa. Stai că mă dau eu pe așa. Un pic mai în spate ca să... Dar eu trebuie să țin telefonul la foarte aproape de ochi că nu văd. Și eu am problema asta, nu văd bine. Să aveți o viață lungă împreună, te pupă. Păi, te-ai scris frumos. Dar ce treabă are? Mai scrie o dată să-ți dau follow. Cine mi-a scris aici? Nadia. Nadia. Viață lungă. Mulțumim frumos, doamna Nadia. Mulțumim din suflet. Crăciun fericit vă doresc. Și noi vă. Vreau și eu inelele mai aproape. Arată-le inelele. Dai. Inelele sunt de la Splendor. Prietenii noștri. Dă-i falși. Gelul, bine, gelul. Să fii sănătos. Ai câștigat, a câștigat iubirea sinceră. Mulțumim. A câștigat ce n-a vrut, Doamne, Doamne. Oana, dă-mi. Oana, mă enervează că nu văd. Ce scrie de preset-ul aici? Unde era? Ai set-ul statul, preset-ul ăla. Ați venit în UK? Nu, suntem în România. Sunt super bine-elele. A câștigat ce n-a vrut, sufletă. Vă pupăm. Sunteți foarte simpatici, vă ador. Mă, ce mi se rup buzele. Marius, ai fost? Sunteți minunați, dragilor. Ne vedem la o masă în Londra. Ne vedem, Cristi. Păi voi sunteți primii oameni pe care vizităm când ajungem la Londra. Te pupăm, că e soțul prezidentul. Da. Te e salutăm. Fratele patronului unde am fost să mă încălzează. A, Cristi, te salutăm. Soțul bem cu drag o cafea, un suc. Videochatistă. Eu n-am făcut Mira videochat. Deci nebună ce ai. Am câștigat cine a vrut staful. Aia, aberați. Vai, de capul.
Ați văzut scandalul dintre Antonio și susținătoarea voastră? Nu. Nu, nu, nu ne implicăm. Și am rugat să nu vă implicați. Ivana, susținătorii noștri să nu vă implicați. Ivana, ok, căpuri. Scandalul cu nimeni. Da. Susținătorii noștri, vă rugăm pe toți să nu vă implicați în niciun fel de scandal cu nimeni. De asta pur să fie, de asta pur aici să urcăm 100 de mii.